Salutare tuturor, sunt DJ Cătă și astăzi vreau să fac un update la un video, de fapt un clip pe care îl făcusem eu astă primăvară prin martie, referitor la vița de vie și anume plantarea viței de vie prin ciocârlii sau bețe, așa cum spunem noi în Vrancea, sau butaș, cum se spune așa, mai științific vorbind. Ei, și astăzi, după 4 luni de zile, pentru că eu am promis atunci când i-am plantat, am promis că voi reveni cu un video anul următor. Deci anul viitor, prin februarie sau prin, în fine, primăvară sau vară. Ei, eu nu am mai rezistat, văzând o prindere așa de frumoasă, de fapt, mie cam așa mi se întâmplă de obicei, nu mi s-a întâmplat niciodată să nu mi se prindă mie o plantă sau un pom sau un floare sau indiferent ce aș sădi și nu este pentru prima dată când fac lucrul ăsta și când plantez butaș de viță de vie sau ciocârlii sau bețe și acum vreau să vin cu, și cu dovada după doar 4 luni de zile, da? De la plantare. Am plantat acești butuși de viță de vie pe lângă acest gard. Da? Este un gard la fațadă. Da? În fine, pe interior, bineînțeles. Și am plantat acești butucei, da? Acești butași, ciocârlii sau beții, cum le-am numit eu, la chitonoc. Deci la chitonoc, da? Repet, la chitonoc. În fine, vedeți prinderea cum este până aici. Vom merge și mai departe să vă arăt și pe ceilalți. Dar am plantat pe lângă acest gard, după cum vă spuneam, pentru că eu aici intenționez să fac un gard viu, deci pe lângă acest gard, să dublez acest gard, practic, așa, cu încă un gard de viță de vie, așa. Deci un gard viu perimetral, după cum puteți observa acolo, deja am, au 4 ani de zile acei butuci. Să vedem dacă pot să dau un zoom. Ia uitați, vedeți, da? Deci se vede acolo. Asta vreau să intenționez să fac și aici, să continui cu acel gard și după cum, ia uitați, mai avem și acolo. Deci mai avem și acolo tot ceva de genul ăsta, numai că butuceia sunt foarte bătrâni și vreau să îi înlocuiesc cu butucei tineri, da? Deci cu butuci de viță de vie tineri, ca să aia să îi înlocuiesc, să nu mai dau atât de mult randament. Dar totuși e un gard viu, da? Așa, deci asta vreau eu să fac, asta intenționez să fac, să mă ridic cu acești butucei pe care eu îi plantasem aici, vă i-am arătat mai devreme, deci cu acești butucei vreau să merg până la sârma aia de sus, de acolo ultima, și să fac așa, să-mi înconjor toată o grada cu un rând de, sau un extra gard de viță de vie. Este natural, ozonează aerul, în fine, la aerisești și așa mai departe. Voi face un alt clip referitor la asta. Și acum să continuăm cu butucei, da? Aici am făcut o pauză pentru că am o lucrare nefinalizată, urmează să o finalizez și de aia nu am pus deocamdată butucei și de aia să mergem mai departe să vedem pe următor. Ia uitați. Deci ia uitați, da? Deci să văd, da? Ia uitați ce frumos sunt, după 4 luni, doar 4 luni de zile, deci ăștia sunt 100%, au prindere 100%, deci sunt 100% prinși. Ăștia vor merge în continuare, da? Așa. Deci vă spuneam că sunt butuși de 1001, da? Hibrid, viță de vie, hibrid producător, da? Așa, ia uitați. Deci butuc de butuc, nu am avut o pauză, nu am, da? Ia uite, ce să mai... Ăștia sunt un pic mai mititei pentru că aici a fost mai umbră, mai dos și, după cum vă spuneam, vița de vie adoră soarele și căldura și... Da. Ia uitați, avem și unul mai mititel, asta e. Acum, ia uitați, alt butucel acolo, altul dincolo. Hai să trec cu partea asta. Ia uite. Deci am revenit partea asta la altă, vi-l arătasem pe acela. Ăsta este alt butucel. Ăsta este un alt butuc, da?
Ei dacă au în stare ăștia, indiferent cât de mici ar fi, asta e semn că, ia uitați, e semn că butucul a prins rădăcini și merge în continuare. Da? Și acum să trecem și la partea cealaltă. Partea asta în altă, da? Se vede, nu? E, aici nu mai sunt butuși de viță de vie din 1001, adică 1001 fiind ăștia, da? Ia uitați, ăștia sunt bătrâni. Deci de aici am luat eu, din butucul ăsta am luat eu beții și ciocârlii, așa, și am făcut picini. Ia uitați, bă, domnii de aici, ăștia care i-am pus acolo și care i-ați văzut. Da? Iar aici nu mai sunt butuși de... Mă dau din lumină, deci ăștia nu mai sunt butuși de 1001, sunt butuși din Ohan roșu, da? Ia uitați, altul aici, deci ați observat, da? Nu este nicio pauză, este următorul butuc. Ăștia i-am pus din 70 în 70 cm. Ăsta sărăcuțul, o să vă spun ce s-a întâmplat aici, îl vedeți, da? El este dat, după cum se poate observa, dar... Aici am făcut eu, dacă vă amintiți, din filmarea din martie, am făcut eu clipul demonstrativ cu butașii de viță de vie, da? De cu plantarea viței de vie cu... Se vede, nu? Ia uitați! Deci este mai micuț un pic, dar are și el o frunzuliță, a dat acolo un lăstărel mic. Dar ce vreau să vă spun, aici unde am făcut eu filmarea, adică exact în locul ăsta, să mă dau un pic mai departe ca să vedeți, să vă reamintiți, da? Uitați. Deci asta este zona, da? Aici este locul în care eu am încercat să fac video demonstrativ cu plantarea viței de vie prin butaș sau ciocârlii sau bețe, da? Și vă făcusem un video demonstrativ exact în acest loc, așa, ca să vă arăt cum se realizează acest lucru. Adică o plantare de viță de vie cu butaș, cu bețe sau ciocălii. Numai că în momentul în care eu am făcut acest video, nu mi-am dat seama că aici este de fapt un loc de joacă pentru pisici și ia uitați ce s-a întâmplat. Deci, butucul de viță de vie, ăsta era unul, da, ăsta era unul, el săracul s-a prins. A dat un lăstăraș în primăvară, ăla săracul l-am găsit rupt, după câteva săptămâni el dăduse. Era verde, era frumos, l-am găsit rupt. Și a dat din altă parte, cred că de aici se vede. Și ia uitați. Vedeți? Deci ia uitați. Deci aici, da? Din asta, el a săracu a dat lăstăraș, dar pentru că pisicile s-au jucat aici, mi l-au rupt. Și ăsta este un butuc de viță de vie compromis. Deci nu mai am. Eu la primăvară trebuie să înlocuiesc și slavă Domnului că am cu ce să înlocuiesc. O să vă arăt imediat. Haideți să vă arăt și din coace. Ia uitați. Și aici. Deci ăștia... Acești doi butucei de viță de vie, da? Așa, se rup frunzulița asta uscată, așa. Deci acești doi butucei de viță de vie făcusem eu un video experimental, dar problema e pentru că, problema este că pisicile s-au cam făcut de cap și eu n-am știut că, ia uitați-vă, în gard acolo ele aveau și un vizor, că nu sunt pisicile mele. Deci vreau să... vreau să specific că nu sunt pisicii mei, pisicile mele, sunt pisici veniți de pe la vecin, dar pentru că ele și-au găsit aici climat bun pentru joacă, ele stau la soare pentru că e soare tot timpul aici, iarbă, poate mai găsesc și un șoricel. Ia uitați, ele s-au jucat aici și mi-au rupt mie butucei, butașii de viță de vie. Asta este, acum n-am ce să fac, faptul e consumat. La primăvară voi înlocui cu alții, dar voi avea grijă atunci când îi voi planta să fac un, să îngrădesc cu ceva, să pun un gărduleț ceva aici ca să nu mai calce și să nu mai
să nu-i mai strice, să mă muncesc degeaba. Ele aveau acolo și un vizor, după cum se vede, eu n-am văzut lucrul ăsta, nu mi-am dat seama. Ia uitați-vă, ele se priveau, se urmăreau, se chemau, cine știe, la joacă. Aici eu, între timp am platat și pelinul ăsta, am zis că dacă alungă țânțarii, după cum am citit pe internet, că alungă țânțarii, muștii, gâzii și alte insecte, am zis, poate le alungă și pe ele. Eu nu le-am alungat, că mie îmi sunt dragi, îmi sunt dragi toate animalele, de fapt. Da? Și nu le-am alungat, le-am lăsat să joace, voi avea grijă pe viitor să fiu mai atent. Asta este, da. Am plantat și dincolo un pelin, da? Așa, acolo este și butucelul nostru, dar este săracul, cam amăr, după cum vă spuneam, da? El este prins, da? Da. Așa. Deci, după cum vă arătam, ăsta care este compromis, răcuțul, deci ăsta de aici e numai, ăsta e gata. Terminat, e dus. Numai, ăsta e un butuc compromis. Exact aici am făcut filmarea astă primăvară, pe acest butucel. Dar nu e nicio problemă, da? Mergem mai departe, pentru că l-avem pe ăsta altul, așa, pentru că și ăsta l-am filmat. Deci ăștia au fost cei doi butuci, eu vă spusese din video de astă primăvară că mai am de plantat, dar eu nu am mai făcut, nu m-am mai lungit cu filmarea, că și așa ești o filmare destul de mare, atunci nu vreau să plictisesc. Am făcut doar demonstrativ doi butuci, unul care l-ați văzut adineauri și l-au terminat pisicile. Și ăsta care este aici, este prins, se vede. Și mergem mai departe, ia uitați, eu am plantat, deci, alt butucel avem aici, tot din ohan roșu, ăsta e tot din ohan roșu, da? Și, în fine, încă un butucel aici, care este tot ohan roșu, ia uitați-o, are doi lăstării, săracu, ia uitați, ce frumușele, da? Hei, lohan roșu care, hai să vi-l arăt și pe tax acum, sau pe maică sa. Ia uitați, ăsta este lohanelul. De aici i-am luat, vedeți? Ia uitați, ăștia sunt. Bine, suntem în luna iulie acum. Vă dați seama că nu sunt copți. Dar ca să vă faceți o idee, că de aici am luat eu acești butași. Am luat aceste bețe sau ciocârlii și ce vreau să vă aduc la cunoștință, de fapt. Deci o prindere de viță de vie plantată cu ajutorul unui chitonoc din metal, vi l-am prezentat în clipul de astă primăvară. Cum se poate înfița o plantație de viță de vie? Foarte simplu. Fără mulcire, fără găienați de cutare, balegă și muncă, așa. Un simplu fier ascuțit, înfipt în pământ, băgați un băț, nici apă nu le-am dat. Cred că o singură dată am stropit, pentru că am udat, pentru că au fost suficient de ploi. Acum ar trebui apă, pentru că este secetă, așa, și ar... necesită în primii ani de plantare apă, ca ei să se dezvolte, da? Ia uitați, da? Se vede. Hai să recapitulăm. Ăla uscatul, în fine, va merge în continuare, așa. Deci, după cum vă spuneam, am pus niște pelin, am zis, poate e alungă. No, în fine. Butucelul se vede acolo, da? Ia uitați-l. Ăla-i, da. Nu e nicio problemă. Dacă nu merg până la urmă și nu merg, păi DJ Cătă nu e prost, nu? DJ Cătă, de-aia este DJ Cătă, așa, și ca să nu fie munca în zadar, ia uitați-vă, ce am eu aici, ce credeți că sunt ăștia? Nu sunt altceva decât butași de viță de vii sau tot beții, sau ciocârlii care mi-au rămas mie de astă primăvară și pe care eu le-am plantat aici, în pământ. Ia uitați! Vedeți? Până la primăvară ele vor da rădăcini, da? Și atunci eu le voi scoate de aici și le voi muta direct acolo și voi înlocui
butașii care nu s-au prins sau care au fost deteriorați. Deci cam asta a fost. Deci butuci plantați din 50 în 50 cm, uitați, nici o pauză, da? Deci prindere de 100%. Asta vreau să vă aduc la cunoștință prin acest video. 100% prindere. Da. Ce vreți altceva? Ce vreți altceva? Aici este partea care... Da? Se vede, da?